Colegi aici nu au fost cu el aseară în club, cei care au fost aici la spital sau cel puțin așa au declarat. Pe de altă parte, la 23 de ani venit din Statele Unite după NCAA, unde știm foarte clar că până la 21 de ani nu se consumă băuturi alcoolice decât pe buletin după 21 de ani. Un copil care a făcut și școală și carte nu avea cum să fie viciat într-o lună de zile, deci nu au fost prelevate toate probele de, pentru alcoolemie și dopaj, dar, repet, probabil, certitudinea noastră este că nu a consumat băuturi alcoolice și nici nu a folosit substanțe. S-a putut stabili dacă rănile au fost provocate de un obiect contundent sau dacă sau au fost provocate de o lovitură? Probabil că va fi un comunicat al spitalului. Da, se vorbește despre agresiune, nu se știe exact. De-abia mâine IML-ul va stabili, eu știu, cât de puternică și câte lovituri, dacă au fost lovituri și cum au fost ele și obiectele cu care. Familia a fost anunțată, doctorul care l-a operat, doctorul Crăciunaș, este unul din cei mai buni neurochirurgi din România și nu numai, a studiat în Statele Unite, a respectat procedura, a luat consimțământul familiei înainte de operație, a sunat imediat familia, ținut-o la curent cu starea pacientului și după operație șansele de supraviețuire erau foarte mici dinainte de a se intra. Nu, ambasada Statelor Unite a sunat, formalitățile le va face Federația Română de Baschet. Probabil că nu, pentru că am înțeles că nu are nici posibilități, este o familie sărmană, are mulți frați și banii pe care juca nu erau, deci erau toți pentru familia lui. Din nefericire, la Giurgiu, echipa nouă promovată, s-a întâmplat al doilea caz Marian Cosma în sportul european. Mulțumim. Carmen Tocală. Vă mulțumesc.